În acest an, cel mai probabil în luna decembrie, vor fi efectuate noi disponibilizări în cadrul complexului energetic Hunedoara. În principal, în rândul celor care vor fi puși pe liber, se află angajații termocentralelor Paroșeni și Mintia. Dacă de la Mintia vor trebui să plece circa 200 de persoane, de la Paroșeni, numărul viitorilor disponibilizați este de 50-60 de oameni. Doar pe sistemul energetic și doar acei oameni care am constatat că au activitățile suprapuse, sunt 2-3 oameni care fac același lucru și nu se justifică. Acum facem această analiză. Noi am prevăzut în buget 300 de oameni care să primească plățile conform contractului colectiv de muncă. În cursul lunii noiembrie vom definitiva exact cifra. De la Paroșeni câți pleacă? Asta spuneam, că vom definitiva cifra, probabil că în jur de 50 de oameni, 50-60 de oameni de la Paroșeni. De la Mintia, 150-200, o să vedem în funcție de realități, de oamenii care își doresc să plece, să nu lăsăm locuri de muncă descoperite și așa mai departe. Angajații complexului energetic Hunedoara, care vor fi nevoiți să părăsească sistemul, vor intra ori în șomaj, ori în pensie. Pentru viitorii șomeri vor fi oferite salarii compensatorii, indemnizații de șomaj, dar nu și venituri de completare din partea Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă.